și bine v-am găsit într-o nouă ediție a emisiunii Teen Voice, emisiune difuzată în fiecare vineri de la ora 19. Avem în această seară trei fete frumoase și talentate, trei dansatoare, invitate în platoul Infinit TV, să ne explice puțin despre această pasiune a lor, și anume dansul, numele lor fiind Dana Cojocaru, Ioana Samolinski și Ana Maria Cioclu. Hai că le-am știut! Ce faceți, fetelor? Bine, mulțumim pentru invitație. Și eu vă mulțumesc tare mult că mi-ați acceptat invitația și haideți să începem cu prima întrebare. Bineînțeles. Bineînțeles, fiind despre dans, cum v-ați descoperit această pasiune și de la ce vârstă, bineînțeles? Păi, de mică mi-am dorit să dansez. Dansam prin casă ori pe orice melodie auzeam și, nu știu, să spun așa, pe la 5-6 ani. Deci de mică. Da. Eu am început la Octav Băncilă cu doamna profesoară de balet, care este și acum profesoara mea de balet, cu toate că nu mai sunt la Băncilă, nu mai fac performanță, dar tot fac ceva. Pe lângă, da. Pe lângă. Am început datorită ei. Mama nu vrea să mă dea. Nu, în niciun caz, să nu auzim. Dar a convins-o. Și acum iată-mă aici. Deci ești datoare pe viață. Da, profesoare. Da. Da, chiar îi sunt datoare. Tu, Ana Maria? Eu am început dansurile în clasa a treia, la școală. După s-a terminat cursurile acolo și părinții au spus că trebuie să continui. Eu văzut că sunt dedicată dansului și nu știu ce. Și m-au dat la Palatul Copiilor. Și acolo am făcut din clasa a șasea până în clasa a opta. După am intrat la liceu și... Am înțeles. Ce vă atrage cel mai mult la dans? Dansul este modul prin care vă exprimați voi? Aș spune că da. Într-un fel, prin dans îmi exprim sentimentele, fiecare mișcare însemnând o emoție. Nu știu ce aș mai putea spune. Mă eliberez prin dans. Deci de față să te simți mult mai bine, îți schimbă starea de spirit. Da. Am înțeles. Dana, presupun că tu o să ai un răspuns mai amplu, având în vedere că tu dansezi oricum, oriunde, oricând. Ca de obicei. Ca de obicei. Dansul pentru mine, pot să zic că este și un mod de exprimare. Eu, fiind puțin mai timidă la început, în momentul în care dansez, mă apropii foarte mult de oameni. Și așa reușesc să intru în grupuri, să mă deschid. Este și un mod de viață dansul pentru mine, pentru că în continuu fac dans. Cum adică? Explică mai detaliat. Dansez dimineața până seara, chiar și în somn, dacă este nevoie. În vis, nu? În vis, când aud o piesă, pur și simplu îmi vine să dansez, să mă mișc oriunde aș fi, chiar și în timpul unui test la școală, la fel. Înțeleg. Îmi vine o piesă să am în cap și sunt super relaxată. Mă relaxează foarte mult și asta cred că e cel mai important. Mă ajută să intru în noi grupuri, să descoper noi oameni, pentru că e ceva dansul. E ceva aparte, cum și muzica este ceva exact, aparte. Cum și fiecare artă. Fiecare artă, da. Ceva... Cu fiecare artă te poți dezvolta, te ajută foarte mult la dezvoltare. Dansul, nu știu, mereu m-a ajutat să ies din grupulețele acelea făcute la școală, nu știu, și când am început la școală cu dansul, nu știu ce, toți erau, wow, dansez, mă, nu știu ce, și... Ți-a fost mai ușor să te integrezi în anumite grupuri. Deci, nu știu. Și mă apropiat și mai mult de fete și am legat prietenia noastră mai strânsă. Și... Vă vorbești despre asta puțin mai încolo. Cum? Cine v-a determinat să urmați cursuri de dans? Tu deja ne-ai răspuns, dar poți să ne explici mai detaliat. Da, am început să dansez datorită profesoarei mele de balet, Oana Floria, care ea pur și simplu a văzut acest talent în mine și m-a și motivat, m-a și împins de la spate. Și uneori e bine să ai chiar un profesor care să te împingă, să îți spună, să te motiveze. Și, bineînțeles, a fost și părinții mei, doar că în acea perioadă mama era destul de mult plecată. I-am ajutat financiar.
bunica m-a ajutat spiritual, pentru că mă ducea, țin minte, eram micuță și dimineața avem cursuri, seara aveam baletul și făceam naveta, nu stăteam în Iași în acel timp. Și bunica venea cu mine, mă ducea la școală, mă lua de la școală, mergeam la balet, ne întorceam de la balet și au fost acolo tot timpul. Dar persoana care m-a ajutat cel mai mult a fost profesoara mea de balet. Am înțeles. Voi, fetelor? Aș putea spune că părinții, cu toate că, nu știu, n-am avut un sprijin financiar foarte bun, de aceea nici nu prea am urmat cursuri de dans, doar ce am început la școală. Împreună cu ea. Bine, cu mine. Am să menționez că ne cunoaștem de la grădiniță. Și nici la frumoase legături de prietenie. Nici la liceu n-am scăpat de ea. Și suntem și în aceeași clasă. Aș putea spune... Zici tu așa, dar știu că în sinea ta ești foarte fericită. Aș putea spune că părinții mei mereu au fost mândri de mine, cu toate că uneori ne-au arătat-o. Dar da, părinții mei. Părinții de obicei nu arată asta, da. Pentru că așa sunt părinții. Nu vor să laude copilul ca să nu-și o ia în cap eventual. Cel puțin așa este tatăl meu. Te salut, tata. Bună. Și nu știu, voi considerați că este un lucru bun ca părinții să nu arate neapărat bucuria aia pe care ar trebui să o aibă? Normal, dacă copilul lui este talentat. Eu cred că totuși tu ca părinte, arătându-i bucuria, îl motivez să facă mai mult. Exact, dar spun din propria experiență și am testat asta, cred că te motivează și mai mult dacă ei nu te laudă atât de mult, pentru că tu tot aștepți și dai din ce în ce mai mult și încerci să arăți, hai, poate scoți un bravo, poate scoți un super, wow, ești genială! Și asta te ambiționează, sau cel puțin pe mine m-a ambiționat. Și sunt sigură că pe fiecare caz în parte ambiționează. De la persoană la persoană. Sunt unele persoane care reacționează la motivații și sunt unele persoane care trebuie să stai în spate și să nu le spui nimic ca să poată să ajungă undeva sus, să poată să facă ceva. Dar într-adevăr, depinde de caracter. Depinde de caracter foarte mult. Da. Tu, Ana Maria? Eu tot pe părinți mă bazez. Mereu m-au sprijinit, mereu orice picătură bună ce făceam, spuneam, bravo, ești genială! Și asta te-a ambiționat pe tine, deci asta... depinde de caracter. M-am lămurit și eu. Am înțeles. Are legătură cu cealaltă întrebare. Cine a fost cel mai mare susținător al vostru? Presupun că părinții. Părinții v-au susținut cel mai mult și pe tine părinții, bunica și profesoara de balet. Deci tu ai avut mai mulți susținători. Da. De pot să zic că parte. În acest moment am parte, nu știu dacă mai este cineva, de trei mame. Una este mama, una este bunica și a treia este profesoara mea de balet, care mi este și mamă și prietenă. Și cred că această legătură între elev și profesor trebuie să existe. Adică, da, în sală, la repetiții, e ok să fii profesor. Dar în afară e bine să fii și prietenos cu ei, pentru că altfel nu reușești să ții acolo. Să stabilești o conexiune. Da, mai... chiar și în sală de repetiții, să cunoaște uneori când ești prieten în exterior, pentru că nu mai ții pe așa de tare. Îl motivezi în alt fel. Mă înțeles. La voi deja v-am răspuns eu. Cine vă ghidează, fetelor? Cine vă ajută cu coreografiile? Eu știu deja răspunsul, dar haideți să arătăm toate cu degetul spre Dana. Dana, de fapt, spuneți, răspundeți-mi. Păi ea ne creează, aș putea spune, coreografiile. Și îi mulțumim pentru asta. Cu toate că înainte să... cum să spun, să fim în grup cu ea, ne cream singure coreografiile, eu împreună cu Ana. Ne era super greu, stăteam vreo, nu știu, 5 ore. 3, da, mai multe. Când la ea, în 2 ore a fost gata. Bineînțeles, are mai multă experiență. Da, și ne facem asta în clasa 6. Da, într-a 6-a. Dana, povestește-ne puțin despre cum îți vin ideile, ce anume te inspiră,
Cum reușești să faci o coreografie atât de repede? Pentru că te-am întrebat, ele aveau pregătit și un dans țigănesc pentru această seară, dar până la urmă au ales altceva, nu vă spun, o să vedeți, este surpriză. Tot ceva la fel de încântător și fermecător și minunat. Eu l-am văzut repetând, de asta spun și mă exprim. Cum îți vin ideile? Uneori mă mai inspir și de pe internet, dar experiența, după cum ai spus și tu, de atâția ani dansând, am prins unii pași și reușesc ca cei pași pe care deja îi știu să îi mulez pe fiecare persoană. Dacă am un pas cu brațul, eu pot să-l fac braț și corp. Și deci le combin. Le combin și le încerc. Cu siguranță mă inspir și de pe internet, că sunt mulți pași pe care nu-i cunosc. Sunt multe stiluri de dans în care încă nu am reușit să performez chiar destul de mult și atunci am nevoie de puțină inspirație să văd cum fac ceilalți. Nu doar așa, trebuie să mă inspir. Bineînțeles, și la o vârstă foarte fragedă, pe viitor o să te pricep mult mai bine, este ceva wow că te poți ocupa de asta acum, bineînțeles. În general, când aud o piesă, pașii îmi vin instinctiv. Sunt unii pași care îmi vin pur și simplu așa. Cu ajutorul ritmului, bineînțeles. Nu îmi dau seama de unde vin. Uneori stau chiar și la repetiție. Orice melodie ar pune fetele, mie îmi vine să fac măcar un pas instinctiv. Dar ca să pot să ajung să fac o coreografie, să fie cât de cât ok și să arate bine, ai nevoie de inspirație din toate zonele, de pe internet, de la coregraf. Eu urmez și mai multe cursuri și numai bine acei profesori pentru mine au devenit o inspirație. Am înțeles. Vedeți dansul ca fiind o meserie pe viitor? Aș putea spune că da, aș putea spune că nu. De ce? În primul rând, nu știu cât de bine, aș putea spune, se câștigă cu dansul. După părerea mea, ar fi să-mi găsesc mai întâi o meserie care să-mi placă și care să-mi placă și aș face dansul ca un hobby. Ca o simplă pasiune, da. Ca un hobby. Tu, Dana, mă aștept la un răspuns diferit din partea ta. Eu văd ca o meserie de viitor. Pentru că chiar vreau să urmez, să am și o diplomă mult mai acreditată, mult mai valorică și să fac o facultate de coreografie și în continuare să formez copii, așa cum am fost eu formată. Nu neapărat să fie copii, aș prefera să merg și spre cei săraci, pentru că sunt mulți copii talentați în zonele din afara Iașului care nu au posibilitate. Și atunci vin spre ajutorul lor, măcar un pic. Deci măcar... tu vrei să fii ca o a doua sau a treia mamă pentru alți copii, așa cum și ție ți-a fost profesoara ta. Și vrei să-i ajuți, deci vrei să fii o binefăcătoare. Nu chiar o binefăcătoare, doar să... Ai nevoie de un impuls. Pentru că pasiunea, posibil talentul, să-l ai. Dar ai nevoie de acel impuls, ai nevoie să te împingă cineva de la spate, măcar cu un pic, un pas acolo, coreografie, cât se poate de simplă să facă, să vadă că pot și abia atunci eu o să reușească să-și urmeze visul. În plus, cineva trebuie să ghideze și părinții, pentru că copiii de la vârste așa de fragede nu au de unde să știe ce vor ei să facă pe viitor. Așa că tu sari în ajutorul lor și te duci la părinți și le spui: ha, am eu o idee! Dansurile! Da, și părinții au nevoie să vadă avantajele și dezavantajele acestui sport, acestei arte. Arte, da. Pentru că mulți se gândesc la dans, nu îl văd așa de, nu știu, inspirat, așa de... Da, sunt
arată frumos pe scenă și cam atât. Ei nu văd un câștig, dar se poate câștiga din dans. Nu văd frumusețea aia. Ei se gândesc că până să ajungi pe scenă ai parte de multe lovituri. Da, ai parte, dar și acele lovituri în orice altceva le poți avea. Se merită. Se merită să dansezi. Și se merită să investești într-un copil care dansează. Foarte frumos spus. Tu, Ana Maria? Visul meu este de a face întâi o meserie de bază, după care cu bani strânși să-mi deschid o sală de dans, tot așa, să îndrum alți copii. Foarte frumos. Unde ați mai dansat până acum? Și după ce îmi spuneți asta, vreau să-mi spuneți și primul loc în care ați dansat împreună și să ne povestiți ceva. Mi-aș putea începe fix cu acea locul poveste. Unde am dansat. La Casa de Casa de Cultură a Studenților. Din Iași. Pentru mine, da, din Iași, normal. Unde am dansat chiar pentru tine. Credeți că am pus întrebarea aceasta degeaba? Nici vorbă. Și aș putea spune că tu ești vinovata care ne-a... V-a călăuzit spre acest drum. Spre ea. Și mă simt mândră. Spre chin. Având-o pe ea ca profesor, glumesc. Normal, e un vis îndeplinit. Bineînțeles. Și n-aș vrea să se termine prea repede. Niciodată, poate fi. Niciodată, îți spun eu. Să continuăm cât mai mult. Cum a fost prima dată când ai încercat, când ai urcat pe scenă? Emoții? Foarte multe. Bineînțeles, foarte multe normal. Emoții. Normal că mi-era frică să nu mă încurc, să nu greșesc vreun pas, să nu... Nu știu, să nu mă împiedic, să uit vreun pas. Dar când intri pe scenă, uiți de tot și rămâi pe... Da, nu te mai gândești deloc la dans, ești setată pe da. Muzică. Tu, Dana? Eu dansez în mai multe locuri, fac parte din mai multe cluburi. Mai exact, fac parte dintr-un club de dans, clubul profesoarei mele de balet, dintr-un ansamblu de dansuri populare și acum am început și cu fetele. De-a lungul timpului am participat la mai multe spectacole, la mai multe evenimente cu diferiți coregrafi, cu diferite trupe. Doar că acum m-am oprit la asta, la ele, la ansamblul meu și la profesoara mea de balet. Prima dată când am dansat pe o scenă a fost la Palatul Copiilor. Țin minte că am făcut un cancan făcut de profesoara mea de balet. Eu eram puțin mai plinuță când eram mică. Și... Dar asta nu te-a împiedicat. Nu m-am împiedicat, m-am motivat. Pentru că eu le vedeam celelalte fete fiind slăbuți, eu fiind puțin plinuță, am zis, da, nu prea cred că o să fac eu ceva din dans având acel corp în acel moment. Dar datorită dansului m-am dezvoltat și mi-am făcut un corp mai frumos decât era pe acea ai vreme. Ai reușit să ți-l modelezi. Da, și... Deci iată cum beneficiu al dansului. Da. Și am dansat prima dată, aveam foarte mari emoții și încă mai am costumul de cancan acasă. A venit bunica atunci și cu mama. I-am dat flori profesoarei mei de balet înainte, că nu mai puteam de emoții. Și țin minte că am intrat pe scenă și nu am mai văzut nimic. Eram doar eu cu muzica și atât. Nu m-a mai interesat că sunt oameni și aveam o vârstă destul de fragedă. Dar atunci am simțit conexiunea mea cu scena. Atunci am simțit că acolo mi este locul și că acolo trebuie să rămân. Tu, Ana Maria? Primul meu spectacol a fost tot la Palatul Copiilor, pentru că acolo am început mai în forță, să spun, dansările. Am avut un spectacol de Crăciun și țin minte că tot așa, emoții mari, 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 mari. Și era o sală mică acolo și erau mulți oameni care se hâlbau așa. Și era nu mai hâlbați. Deci ai avut emoții din cauza publicului. Da. Acum sper că ai reușit să treci peste. Da, bineînțeles. Măcar puțin.
Întrebarea mult așteptată, cum anume decurge o repetiție de-a voastră? Dar n-o să ne vorbească la sfârșit. Depinde. Depinde. Spune fiecare moment. Uneori repetițiile decurg cele mai multe dintre ele. Ok. 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 Este un cuvânt foarte... În schimb, mai multe sunt înțelesuri. Dăți în care fiecare are starea sa de spirit. Zile și zile. Nu prea bună. Și asta vă influențează cu ceva? Da. Urlete, țipete. Aruncăm lucruri. Eu, în schimb, stau prost cu nervii. Pentru ele nu, ele sunt... Stai calm. Deci eu, tu nu te pot. Eliberezi. Eu da, trebuie. Și după ce faci aceste lucruri, presupun că te calmezi, ești dornică de a învăța o coreografie nouă. Aproximativ, da. Se poate spune și așa. Depinde uneori la unele coreografii, când sunt pași mai dificili sau pentru mine sunt dificili și eu sunt obișnuită ca fiecare pas să-mi iasă de fiecare dată. Tuții! Nu, nu ies de fiecare dată. Bine, și m-am convins cu asta. Este și normal, cum ai zis mai devreme, repetiția este mama învățăturii. Normal. Cu siguranță. Replica ta. Vreau să-mi răspundă Ana acum și te las pe tine la sfârșit ca să ne dezvolți mai bine. La noi, la repetiție este un fel de regulă, un fel de mică pedeapsă. Nu-ți ies un pas, mergi în sală, în holul din sală și repeți, te trimite acolo Dana singură și repeți pasul ăla. Îți minte că aveam probleme cu un pas la mâini și mergeam pe stradă și făceam pasul ăla. Foarte bine, deci voi repetați oricum și oriunde. Corect, și în pat să te iau și repet în pat. Și până la urmă te-ai ieșit, bineînțeles. Bineînțeles. Nu se lasă Dana până ce nu convinge pe cineva că așa trebuie să iasă în pas și așa este și normal, pentru că dansul, într-un fel, trebuie să fie perfecțiune, după părerea mea. Atunci când ești pe scenă, trebuie să-ți iasă ceva perfect. E bine să nu tinzi spre perfecțiune. Explicație. E foarte greu să fii perfect. Și în momentul în care ajungi să fii perfect, înseamnă că nu mai ai ce să mai înveți. Înseamnă că și nu mai... Și presupun că ăla e un moment trist. Da. Când ai devenit perfect și nu mai ai nicio greșeală, nu mai ești așa de mult apreciat. Eu nu mă simt bine când dansez perfect. O singură dată am dansat perfect, fără nicio greșeală și nu mi-a fost bine. Pentru că nu te simți. În momentul în care atingi perfecțiunea, vă cum am spus, nu mai e ce să mai înveți. Înseamnă că ai atins acel nivel, la acea coreografie, în care poți să o faci în orice moment. În care oamenii nu o să mai fie surprinși dacă tu greșești, dimpotrivă te vor judeca mult mai mult dacă greșești atunci. Pentru că perfecțiunea uneori este imposibilă și dacă ți înveți elevii, dacă învățăm copiii să fie perfecți, e un lucru foarte grav din punctul meu de vedere. Pentru că nu e ok să fii perfect. Nu se pare că perfecțiunea este plictisitoare? Este și plictisitoare, pentru că ești perfect, nu mai ai ce să mai faci, nu mai ai ce să mai schimbi, nu mai ai cum să mai faci. Și atunci bine să greșești ca să poți să să ajungi tu la un nivel mai mare, dar nu la perfecțiune, să te înalți pe tine. Deci trebuie să tinzi mereu spre mai bine, dar spre nu spre bine, perfecțiune. Nu spre perfecțiune. Așa. Deci, o repetiție. Repetiție. Fetele au evitat puțin să spună. Eu sunt o profesoară dură. Foarte dură. Sunt... Aprob. Sunt o profesoară dură pentru că știu ce pot și în momentul în care văd că am ce să scot dintr-un elev... Muncesc cu el până când îi iese bine. Deci când vezi potențial, încerci să-l scoți la iveală cât mai mult posibil. Încerc să-l scot în față. Cum am fost și eu împins, așa încerc să le împing și pe ele.
Asta repetiție cu ele. Fetelor, ar trebui să fiți veșnic recunoscătoare. Și o să vedeți voi pe viitor că asta e un lucru foarte benefic. Pentru că dacă Dana nu ar fi așa, sunt sigură că voi v-ați lăsa pe tânjeală și nu v-ar mai ieși așa de bine dansul pe care abia aștept să-l vedem în următoarele momente. Continuă, Dana. Repetițiile în care eu sunt elev, cele de la balet, sunt uneori dure, sunt uneori pline de amuzament. Da, pline, când spun pline. Râdem foarte mult, dar când este vorba de treabă, facem treabă. Și cred că stilul meu de a fi profesoară l-am învățat de la profesoara mea, pentru că ea la fel este cu noi. În sala de balet este dură. Și dacă nu ești dur, nu reușești să te impui în fața elevilor, nu reușești să-i ții acolo, să fie în sală. Dacă ești mai ilaș, ei cu siguranță gândurile lor vor fi în altă parte și atunci nici repetiția nu mai este bună, nici repetiția nu mai devine puțin plictisitoare. Deci te ești mulțumită de modul în care susții tu repetițiile? Eu da! Eu și da. Voi, fetelor, da? Hai, Dana, trage-le o privire. Da, fetelor? Bineînțeles că sunteți mulțumite. Aproximativ. Eu nu sunt supărată pe ea sau nu mă enervez pe ea, mă enervez pe mine, pentru că nu ies mie pașii. Bineînțeles. Ce recenzii primiți de obicei de la public, în general? Ce părere au ei despre voi? Vin vreodată la voi după ce dansați? Wow, m-ați lăsat mască! Chiar la ultimul eveniment a fost o surpriză din partea mea pentru Miri și în acel moment a venit după mine mai multe persoane și mi-au spus: vai, dar ce coreografie frumoasă, ce frumos! Mulțumim! Și ei știau că este făcută de tine? Nu, nu am anunțat atunci. În schimb, primesc foarte multe aprecieri de la părinții elevilor de unde sunt și eu elevă, de la clubul de balet. Mai ales când mi-au văzut prima dată coreografiile, nu și-au imaginat că pot să fac eu așa ceva. Și atunci cred că am primit cele mai multe aprecieri. În rest, cred că aprecierile noastre sunt aplauzele de la public. Pentru că doar atunci vezi dacă ești apreciat sau nu. Oamenii pot să vină în fața ta și să-ți spună: vai, ce frumos ai dansat, dar în acel moment ei poate să gândească că, băi, ce urât, ce... Da, bineînțeles. Nu a fost sincro. Adică, cred că asta trebuie să conteze cel mai mult pentru noi, aprecierile publicului prin aplauze. Da, pentru că se spune de mult și un cântăreț și un dansator, toată munca lui se vede la sfârșit prin aplauzele publicului și atunci și el își reîncarcă bateriile. Da, exact. Exact. Care sunt stilurile voastre preferate de dans? Știu că dansați multe stiluri. Am multe. Vrut acum să le numesc, dar am zis poate mă mai fac de mult, că nu știu cum se numesc. Etc. Etc. Poți să le numești tu, Dana, deși cred că sunt majoritatea dansurilor existente, cele pe care le faceți. Și după aia să-mi spuneți fiecare preferatul ei, stilul ei preferat de dans. Noi facem mai multe stiluri de dans, de la oriental la, nu știu, populară, la balet, la contemporan. Primele mele iubiri în ceea ce ține de dans au fost baletul și dansul popular. Dacă pe balet mai sunt elevi care fac dansul popular, în momentul în care m-am apucat eu serios, nu prea erau... Nu, tineri da, care l-au atrași nu de erau atrași de asta. Acum văd din ce în ce mai mult tineri să descopere tradițiile noastre, să danseze, să învețe să danseze populară, pentru că mulți dintre ei nu știu sau poate nici părinților nu știu și nu i-au învățat, dar cred că astea ar fi stilurile mele de bază, baletul și dansul popular. În rest, tot ceea ce fac cu ele sunt stiluri din viața de zi cu zi care sunt apreciate de unele persoane, care nu sunt apreciate de unele persoane, dar nouă melodia
În momentul în care ne gândim să facem o coreografie, căutăm o piesă. Și piesa aia ne spune, pe asta trebuie să dansați. Noi de acolo ne luăm și stilul. Și în momentul în care auzim piesa, ne găsim stilul nostru. Deci, care este stilul tău preferat de dans acum? Nu aș spune că am un stil preferat de dans, dar... Pe care, care ți se pare că ți iese cel mai bine atunci? Nu cred că este unul care să ne iasă, nu aș spune perfect. Nu perfect. Bine. Bine. Bine, mai bine că, decât celelalte. Bine aș spune că mi ies toate. Datorită ei. Nu contradice aici. Da. Nu știu, aș dau mai mult pe hip-hop, dar cred că am prins o atracție și pentru populară, tot datorită ei și doamnei profesoare lui Rădeanu, care ne susține. Cu toate că am simțit că... Vă salutăm! Ea este profesoara noastră de sport, în principal, de la școală, care se ocupă și cu... Și cu ansamblul școlii Suflet de Român. Venim vorba și de Suflet de Român. Cred că elevii Colegiului Economic Administrativ sunt cei mai norocoși din Iași. Pentru că pot face dansuri populare din partea școlii. Este o activitate extrașcolară în care nu trebuie să plătești. Și, și în care totuși se implică o profesoară atât de profund. Da, și se ai implicarea și... unei profesoare mai mult decât ceilalți. Poate sunt unii profesori care se implică, nu știu, în activitățile școlare, olimpiadele școlare, dar în activitățile extra nu prea sunt. Iar doamna Lili Rădeanu, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-a ajutat să îmi descoper că sunt bună și ca profesoară, nu ca dansatoare. Dacă profesoara de balet m-a îndemnat foarte mult ca dansatoare, doamna Liri m-a ajutat să descoper asta ca profesoară, să-mi descoper eul interior al profesoarei. Am înțeles. Deci dansul preferat, hip-hop și populară. Populară... Mai nou, recent. Mai nou, da, cu toate că nu prea... Să spun așa, iau pe drumul ei. Mi se pare extrem de grea. Și extrem de importantă pentru noi, ca popor român. Dar că... Și ușor, ușor, în ultima perioadă, cum ziceai și tu, se cam pierdea acest interes pentru dansurile, muzica populară, tradițiile românești. Dar în ultima vreme, cum... În ultima vreme și în ultima vreme, am zis. Cu mult timp în urmă, nu chiar mult, vreo 10 ani, știu că s-au cam pierdut aceste... această dragoste pentru România, pentru patria noastră. Dar în ultimii 2, 3, 4 ani am văzut că foarte multă lume s-a apucat să danseze populară. Și prima dată când am văzut, a fost la noi la școală și chiar am rămas profund impresionată. Wow! Niște tineri de liceu dansează populară. Și inițial mi s-a părut așa puțin ciudățel, dar după am văzut splendoarea și munca grea din spatele acestui ansamblu și mi s-a părut foarte, foarte interesant și foarte benefic și foarte... fain. Foarte fain. Tradițiile noastre ale românilor sunt extraordinare. Dacă stai să le scoperi, dacă stai să vezi exact de unde sunt ele... Pentru că s-au pierdut, dar datorită marilor artiști de la noi din țară, au revenit. Chiar dacă au venit puțin stilizate, dar sunt unii care păstrează și acum acele vechi tradiții. Sunt unele sate de la noi din România care păstrează tradițiile și măcar o dată în viață este bine să mergi să vizitezi, să vezi cum este un Crăciun în într-un sat unde se păstrează în continuare obiceiuri, cum este un Paște, cum sunt în special sărbătorile. Da. Stilul tău de dans preferat, Ana Maria? Street dance și popular. Street dance și hip-hop sunt stiluri diferite sau... eu nu prea mă pricep, recunosc. Sunt stiluri diferite sau sunt cam aceiași pași? Fac parte din aceeași categorie, street dance-ul fiind...
Categoria cea mai mare, hip-hop-ul fiind o subcategorie a street dance-ului. Ah, am înțeles. Deci street dance și? Popular. Super, deci toate aveți populară. Putem observa și după ea tradițională pe care o purtați și mă bucur tare mult că ați ales să o purtați pe aceasta. O să te întreb pe tine, dar nu neapărat numai pe tine, puteți să-mi răspundeți și voi, chiar vă rog să-mi răspundeți și voi, care sunt abilitățile necesare pentru un dansator? Ce trebuie să ai în sânge ca să devii un dansator? În primul rând, trebuie să-ți dorești să dansezi. Dacă nu-ți dorești, dacă nu ai dorință, nu poți să faci absolut nimic. Să-ți dorești, să fii energic, pentru că dansul necesită și energie. Îți trebuie energie și rezistență. Dar eu cred că în principal asta îți trebuie, să ai dorință. Fără dorință nu poți să faci absolut nimic, nu poți să te apuci de nimic. Și dorința dorința vine din talent. Poți să vezi și dacă ai talent din dorința de a descoperi dacă ai vreun talent. Că dacă nu-ți dorești și vrei să fii acolo cum ca în restul lumii, să ai să muncești ca fiecare, să ai o slujbă obișnuită și nu-ți dorești să fii pe scenă, nu-ți dorești să fii în lume, să fii văzut de lume, nu mai cum să te apuci de dans. Nu mai cum să te apuci de nicio artă. Înțeles. Voi, fetelor, aveți o opinie vis-a-vis de acest subiect? Aș putea spune că pe lângă dorință, buna dispoziție și răbdarea, o spun din propria experiență, trebuie să ai mult răbdare. Calm. Și tu, dacă spui că nu o ai, cum de totuși reușești să dansezi? Sau spui așa, fiind modestă, nu prea am eu răbdare, modestă. Dar totuși reușesc să e dansez. Foarte modestă, e foarte este modestă. Da. E bine, e foarte bine să fii modest, să știi. E o mare calitate. Tu vrei să ne spui ceva legat? Nu? Nu? Bine. Deci a inclus totul, Zana, și pentru voi. Care considerați că este punctul vostru forte? Sau mai bine zis, ce vă diferențiază pe voi față de alți dansatori, alți artiști? Cred că pasiunea cu care dansăm. Și noi pur și simplu ne distrăm în momentul în care suntem pe scenă, în momentul în care auzim muzica, în momentul în care ne iese coreografie, ne distrăm până să ajungem. Da, și publicul, aprecierile publicului ne îndeamnă să mergem mai departe. Dar, după cum am spus, punctul nostru forte este că ne simțim bine în momentul în care dansăm. Deci vă place ceea ce faceți. Da. Și în momentul în care îți place, bineînțeles că și oamenilor le place, că tu asta transmiți. Transmiți energie pozitivă și bineînțeles. Mereu auzim în timpul dansului, bine, doar prin priviri, că nu prin vorbe. Auziți telepatic voi de acum cu Dana, noi comunicați prin telepatie, la cât de mult exersați și cât de mult dansați. Speriate, sperăm să ne iasă și să ne iasă. Și în timp ce ne uităm la ea, știu că dă din cap aprobătorul, distrați-vă. Și alături de noi este și publicul care ne susține și altfel. Exact, atunci vă dați drumul efectiv, da. Dansați cu sufletul, cum s-ar zice. Dacă în sala de repetiții mai sunt unele momente în care nu se vede atât de bine dansul, în momentul în care ești pe scenă, atunci vezi exact unde mai ai de lucrat, ce mai ai de făcut. Pentru că scena îți schimbă cât de cât coreografia, cum și publicul. Dacă el îți transmite și ceva, că se distrează, că se simte bine alături de tine, nu ai de ce să nu continui. Mai ales faptul că știi că ești pe scena asta, te îndeamnă să dai și tot ce ai mai bun. Da. Asta este un factor pentru care voi dansați cel mai bine pe scenă, presupun. Am putea da ca exemplu ultimul eveniment pe care l-am avut. Cum a fost ultimul eveniment? În sala de repetiții eram total varză. Nu. V-ați dus acolo cu moralul la pământ. Eu cel puțin eram căzută total. Tot drumul mi-a făcut
rugăciuni fac și cu stânga. Să ne iasă, să fim bine. Și a fost mai mult decât bine. Ele știu că în momentul în care nu le iese coreografie... Avem o discuție profundă. Ca să încercați să dați ce aveți voi mai bun, ca să nu exista discuție. Intrăm în sala de repetiții și nu ies de acolo până când nu le ies bine, nu le iese bine coreografia. Și știu foarte bine că repetițiile, când nu le iese pe scenă sau la un eveniment o coreografie, următoarele repetiții vor fi groaznice pentru mult ele. Mult mai intense. Repetați și până la urmă, cum mi-ați povestit despre acest ultim eveniment, v-a ieșit ca la carte. Mai mult decât ne așteptam, am fost foarte mulțumite. E așa, mama, când am intrat în mașină, mama Dani spunea: vai, au ieșit niște oameni afară, vai, țigăncoșele alea, mama! Ți-ați dansat, țigănesc? Da. A fost prima noastră ieșire cu el și prima oară când am dansat niște fuste. Nu știu dacă se pot numi fuste. Niște fuste așa de mari, pentru că... Extrem de mari. Și... Asta e și farmecul la dansul țigănesc, unul din farmece. Farmecul cel mai mare la dansul țigănesc sunt acele fuste mari, uriașe. Pentru că sunt și pași, doar că noi fiind doar fete, nu putem să facem pași aceia frumoși, complicați de țigănesc. Da. Și atunci... Atunci nostru cel mai mare la dansul țigănesc sunt acele fuste mari care, în momentul în care le fluturi, uneori noi, având unele mișcări, se văd ca și cum am fi într-o floare. Și cred că ăsta este efectul la dansul țigănesc, la fete, ca fată. Că dacă ar fi băieți, ar fi bătutele alea. Și v-ați gândit vreodată să includeți și băieți? Da, eu da. Eu, da. Unde sunt băieții? Că nu-i văd. Imaginari. Deocamdată sunt imaginari. Deocamdată, da. Trebuie să găsim mai întâi acei băieți care să-și dorească să danseze țigănesc. Și nu doar țigănesc, și populară. Pentru că pe viitor, în această vară, vreau să lucrez foarte mult la acest lucru. Să scoatem momente de dans popular și momente de dans țigănesc, dar să fie cât de cât autentice, dacă nu chiar autentice. Prin acesta aducem și noi folclorul. Am înțeles. Și ultima întrebare, pentru că timpul trece repede, repede, repede și trebuie să dansați. Idolii voștri, idolii. Idol nu sună prea bine. Modelele voastre în dans, care sunt? Succint, foarte scurt. Profesoara mea de balet, Oana Florian. Foarte frumos. Familia mea, a noastră, aș putea spune, pentru că sunt verișoare, da. Și din păcate am avut o familie de lăutari, străbunicii noștri, care Dumnezeu să ierteau. Deci acum, văd unde vine acest cealaltă ritm în sânge. Da. La tine, Ana Maria? Care a fost coregraf într-un ansamblu. Unchiul tău, am înțeles. Deci a fost coregraf într-un ansamblu, deci de aici îți vine și ție. Deci fiecare aveți un foarte frumos istoric în spate. Vine momentul în care frumoasele noastre dansatoare trebuie să înceapă coreografia făcută de Dana Cojocaru. Trebuie să menționez, pentru că este absolut impresionant, cum o fată la o vârstă de fragedă, 19 ani, abia împlinit, a reușit să facă o coreografie atât de interesantă. Ca de fiecare dată o să vă spun ce vă spun eu la sfârșit, pentru că după nu mai apuc să vă spun. Mulțumesc că ați fost alături de noi în această seară și vă mulțumesc că sunteți mereu alături de noi. Vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care mi le dați. Vreau să vă spun că fiecare contează, chiar dacă voi probabil vă gândiți că mai bine nu-i dau mesaj, probabil primește destul de multe. Vreau să spun că fiecare mesaj contează și mă impulsionează să fac ceva din ce în ce mai frumos. Dacă aveți voi cunoștințe care vor să apară aici la Infinit TV, la emisiunea noastră Teen Voice, pe cineva care ar vrea să-și arate talentul sau cineva care ar vrea să-și arate gândirea și să-și arate concepțiile asupra vieții, vă rog să-mi dați mesaj pe Instagram miruna.tip.ng sau pe Facebook Miruna Ioana. Am lungit-o destul de mult. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi în această seară. O seară bună! Pe data viitoare!